Durează 10 minute unul dintre ele. Doamnelor și domnilor colegi, vă propun să începem. Ședința este constituită cu respectarea regulamentului, fiind prezent un număr de 19 din totalul celor 35 de consilieri județeni. La ședință din partea instituției prefectului cu siguranță va ajunge domnul prefect. Înainte de a intra în ordinea de zi, în conformitate cu prevederile articolului 42.5 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, supus spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare din 16 noiembrie a Consiliului Județean Dâmbovița. Cine este pentru? Mulțumesc! Unanimitate de voturi, procesul verbal s-a aprobat. Față de ordinea de zi anunțată în presă, am adăugat la punctul diverse două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de circulație pe DJ713. Vă spuneam data trecută că n-am avut un punct de vedere al Consiliului Județean Prahova. Astăzi îl avem și îl punem pe ordinea de zi. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui autoturism din domeniul privat al județului în patrimoniul SC, lucrări drumuri și podul Dâmbovița-Iesa, în vederea aducerii acestuia ca suport în natură la majorarea capitalului social. Și de asemenea o să retrag punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea programului minimal de acțiuni culturale al Centrului Cultural, al Centrului Județean de Cultură, pentru că domnul director și doamna director economic sau contabil al centrului nu s-au pus de acord asupra repartizării sumelor. Cu aceste completări supun aprobării dumneavoastră proiectul ordin de zi prezentat în invitația la ședință. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci înțeleg că suntem 22 de consilieri. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dâmbovița. Domnul Ivanov, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule prefect, stimați consilieri, așa cum am spus și la comisie, având în vedere că unul dintre membrii comisiei și-a dat demisia, în baza mea deosebită din partea Direcției de Sănătate Publică, a fost numit o altă persoană. Avem avizul al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități și vă propunem componența prevăzută în proiectul de hotărâre privind această modificare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Vă mulțumesc. Este ok? Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Punctul 2 l-am retras de pe ordinea de zi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea subvenției în valoare de 4.000 lei primită de la Ministerul Sănătății în anul 2017 pentru derularea în continuare a obiectivului de investiții REI ca sanatoriu Moroi, corp central din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. La domnul director de la Spitalul Județean? A citit trezura Silviana. Doamna Marin Silviana, să-mi facă și mie un raport de ce n-am venit la ședință. Având în vedere cura de buget, numărul 11.642, transmisă de Ministerul Sănătății și contractul 119 din 16 mai 2017 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale, a zonei aglutinate cheltuieli de natura unde sunt liberale ăștia mai obosit meeting? Unde e grozav? Propunem suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli care nu trebuie cu suma de 4.000 lei. Suma urmează să se utilizeze pentru continuarea derulării investiției în reparații panicale sănătării de Cemoroi în continental. Obiectivul menționat va fi intervenit la investiție, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli asupra la suplimentare. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt, vă spun că în urma demersurilor pe care le-am făcut, ni s-a aprobat suplimentarea sumei cu contravaloarea lucrărilor deja executate. Nu e nicio problemă, o să plătim facturile și o să fim în grafic. Cine este pentru? Mulțumesc! Unanimitate de voturi și la acest proiect. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind deliberarea unor licențe de traseu pentru transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritoriului județului Dâmbovița. Domnul Căstoiu, succint. Mulțumesc, domnule președinte. Operatorul de transport Transun și-a prelungit contractul de servicii cu operatorul economic Tricopoi pentru două trasee, Butoiul de Sus, Găiești și Schiul de Sus, Găiești. Documentațiile sunt în conformitate cu prevederile legale. Mulțumim. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine e pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Dâmbovița al listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul programului pentru școala României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor și sau legumelor proaspete
laptelui și produselor lactate ce vor fi implementate în unitățile școlare. Doamna Stoica Dorin, aveți cuvântul. În unitățile școlare și preșcolare urmează a fi stabilite prin hotărârea Consiliului Județean cu consultarea unei comisii constituite în acest sens la nivelul instituției prefectului. Având în vedere că vechiul contract de distribuție a fructelor în școli încetează la sfârșitul acestui an școlar și pentru a avea timpul necesar în vederea desfășurării procedurilor de achiziție pentru încheierea noului contract care urmează a se încheia pentru anul școlar 2018-2019 și 2019-2020, am consultat și Comisia Constituită la nivelul instituției prefectului. Părerea unanimă a fost că vom continua să contractăm specia de fructe măr, având în vedere atât specificul local, cât și posibilitățile mai bune de distribuție a produs. De asemenea, am convenit ca și măsură educativă pentru promovarea acestui proiect în școli, desfășurarea de concursuri tematice în școli, cu aceste măsuri educative să pot desfășura în cursul semestrului 2 a Mulțumim, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect de hotărâre. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 2 la acordul cadru de finanțare a proiectului reparație capitală și dotare tehnică a liceului teoretic Ștefan Vodă din orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Doamna Stoica, aveți cuvântul. Acestui proiect. S-a impus și regularizarea sumelor cu care Consiliul Județean a contribuit la realizarea acesteia. Suma finală o aveți menționată pe larg cu explicațiile necesare în raportul anexă la hotărâre. La aceste regularizări s-a ținut cont atât de diminuarea sumei prevăzută inițial corelată cu suma rezultată din contractul de achiziție al lucrărilor de execuție, precum și cu diferențele de curs valutar și comisioanele bancare suportate pe parcursul derulării acestei investiții. Cam 25 de euro. Mulțumim, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării sistemului de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Raciu, județul Dâmbovița, de către Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița. Doamna Stoica Dorin, aveți cuvântul. După cum am mai discutat și în ședințele anterioare, Serviciul Public Județean de Apă urmează activitatea, fiind transformată în societatea comercială a Dâmbovița. De asemenea, v-am explicat că un număr de 5 localități a căror sisteme de alimentare cu apă erau administrate de acest serviciu urmează să îndeleze către compania de apă Târgoviște pentru a putea beneficia de investiții în cadrul programului Infrastructură Mare perioada 2014-2020. Se impune încetarea administrării sistemului de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Raciu de către Serviciul Public Județean, urmând ca prezarea primirea infrastructurii se face în termen de 30 de zile de la data adoptării acestei hotărâri. De asemenea, conform înțelegerilor cu unitățile administrative teritoriale proprietare a acestor sisteme, urmează să preia și personalul care a fost angajat de Serviciul Public de
încălzirea acestor sisteme. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect de hotărâre. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii Consiliului Județean Dâmbovița prin Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare Dâmbovița cu Consiliile Locale Lucien, Malul cu Flor și Bucean, având ca obiect administrarea și exploatarea sistemelor publice locale de alimentare cu apă potabilă. Doamna Stoica, aveți cuvântul. Care au realizat investiții de alimentare cu apă în scopul administrării acestor rețele de către Serviciul Public Județean de Apă și Canalizare. Date fiind aceleași argumente pe care le-am prezentat și la proiectul de hotărâre anterior, se impune încetarea acestor contracte de asociere, întrucât localitățile Lucier, Marul cu Flor și Cucșani urmează, sunt cuprinse în proiecte de investiții în cadrul programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020, urmând să delege gestiunea acestui serviciu către Compania de Apă Târgoviște. La fel, predarea primirea bunurilor se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea acestei hotărâri. La fel, vor prelua și personalul care a deservit aceste sisteme pe perioada în care au fost administrate de serviciu. Mulțumim, doamna director. Deci intrăm cu ceea ce se cheamă Programul Operațional de Infrastructură Mare și aceste localități sunt prevăzute cu investiții pe acest proiect POIM. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil prin transmiterea din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița. Doamna Stoica, aveți cuvântul. Filiale a bibliotecii, cât și pentru amenajarea unui spațiu de depozitare, dar fiind creșterea volumului de carte masivă în ultima perioadă, am identificat un imobil care s-ar preta pentru nevoile bibliotecii județene. Acesta se află în domeniul public al municipiului Târgoviște. Este vorba despre un punct termic dezafectat, situat în Târgoviște, strada locotenent Dragomirescu Liviu, în suprafață de 252 de metri pătrați. Am discutat în principiu cu reprezentanții primăriei Târgoviște care au fost de acord cu transmiterea acestui imobil, numai că prevederile legii 213 din 1998 privind proprietatea publică stabilesc solicitarea, cererea pentru transfer se face de către Consiliul Județean Dâmbovița prin hotărârea Consiliului Local Municipal. În acest sens, vă rugăm să aprobați preluarea acestui imobil și să desemnați pe domnul președinte, să mandatați pe domnul președinte să formuleze cererea Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect de hotărâre. Punctul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea gestiunii indirecte a activităților în administrare, de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița. Doamna Stoica, aveți cuvântul. Având în vedere că noi am avut încheiat cu SDK Montana Dâmbovița un contract de concesiune a gestiunii indirecte a activităților de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, care expiră la sfârșitul acestui an, se impune demararea unei noi proceduri de delegare a acestei gestiuni indirecte. De asemenea, se impune aprobarea studiului de oportunitate regulamentului cadrul de organizare și funcționare a activităților de administrare.
domeniului public și privat al Județului Dâmbovița, că este prestat și un contract cu cazul de delegare a gestiunii și inventarul bunurilor proprietate publică aferente activităților de administrare. De asemenea, vă solicităm să-l permiteți pe domnul președinte să desemneze prin dispoziție o comisie de negociere a prețurilor și tarifelor care vor fi practicate în cadrul acestui nou contract de delegare a gestiunii. Urmând ca după ce se va desfășura procedura de negociere, să venim în fața noastră să aprobați conținutul final al contractului de concesiune a gestiunii indirecte. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect. Punctul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița numărul 15 din 31.1.2017 privind aprobarea cotizației contribuției bănești pentru anul 2017 către Asociația Fotbal Club Chindia Târgovici. Doamna Dorina. Adunarea generală a Asociației Fotbal Club Chindia Târgovici-Dâmbovița a hotărât suplimentarea cotizației pentru anul 2017 cu 200 de mii de lei, 100 de mii de lei fiind urmând a fi suportată de către Consiliul Județean și 100 de mii de lei de către Primăria Municipiului Târgoviște. Au fundamentat această necesitate pe nevoile de desfășurare a calendarului competițional ulterior și faptului că sunt clasați destul de bine în competiție și mai au nevoie de suplimentarea acestei sume. În acest sens se impune creșterea cotizației pentru anul 2017 de la 1.400.000 de lei la 1.500.000 de lei cu acordarea diferenței în trimestrul 4 al anului 2016. Corect este să menționăm că în momentul când am fundamentat bugetul în luna ianuarie, știam că va fi sezon competițional cu 20 de echipe, dar nu știam care sunt aceste 20. Iar dacă vă uitați pe componența seriei, o să constatați că majoritatea sunt din Moldova și din Transilvania și deplasările sunt lungi și atunci ne-au spus că nu se mai descurcă să suplimentăm bugetul. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Mulțumesc! Unanimitate de voturi. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița numărul 311 din 16.11.2017 privind aprobarea participării Județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de acționar la înființarea SC ECOS Dâmbovița S.A., operator specializat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în Județul Dâmbovița. Doamna Dumitru Roxana, vă rog. Consiliul Local Răzvat adoptase proiectul de hotărâre, vărsase și suma, cei de la ADI uitaseră de această hotărâre și sau reglăm prin această hotărâre acționariatul societății. Dacă sunt alte observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Unanimitate de voturi și la acest proiect. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sume din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița. Doamna Marin Silvian. Vrea continuare de fără la obiectivul de investiții, reabilitare conductă de adicțiune apă pe traseu Comuna Morlui în oraș și în Comuna Moțeu, care de importanță deosebită pentru locuitorii județului, conform adresei OATE
15.687 din 22.11.2017, solicită aprobarea acordării sume de 300 de lei pentru obiectivul menționat mai sus. Serviciul public de stand de fază de urmă, la instituție subordonată și finanțată de Consiliul de Stand din Bolu, la urma aplicării prevederilor articolului 10 aliniatul 4 și articolul 11 aliniatul 1 din legea 853/2017 privind salarizarea din fonduri publice. Acordarea salariului minim pe economie începând cu 1.07.2017 și stabilirea dotațiilor în funcție de tranșele de victime, solicită prin adresa 375 din 22.11.2017 alocarea sume de 98.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat și poziția Consiliului de Stat din Bolța. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sume de 398.000 lei din bugetul de venituri superior, fondul de rezervă bugetară pentru cele două instituții. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații, fac precizarea. Consiliul Județean Dâmbovița a alocat anul acesta 650.000 de lei cu ocazia fundamentării bugetului. Cred că mai era un total de 13 care trebuiau alocați pentru a finaliza lucrările. Cu cele 3 miliarde de astăzi ne apropiem de 9.5. Sperăm să facă sau să termine acest proiect, că mi-a scos păreau deja. Dacă sunt alte observații la acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc! Unanimitate de voturi și la acest proiect de hotărâre. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2017. Doamna Marina, aveți cuvântul. Ordonanța de urgență 83 din 15.11.2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, bugetului propriu al județului Dâmbovița, au fost alocate următoare sume. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor decentralizate la nivelul județelor, total 1.444.000 lei, din care susținerea sistemului de protecție a copilului 1.800.000 lei, învățământul special centrului prezent de resurse și asistență educațională 342.000 lei. Cu suma de 1.444.000 lei, a fost rectificat bugetul local al bugetului la venituri și la cheltuieli conform anexului numărul 1 la prezenta hotărâre. Din hotărârea de guvern numărul 830 din 2017, privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale, județului Dâmbovița au fost alocate următoarele sume. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale descentralizate la nivelul județelor, total 5.073.000 lei, din care susținerea sistemului de protecție a copilului 1.830.000 lei, susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 1.193.000 lei și Centrul Orient Țuican 2.050.000 lei. Suma de 5.073.000 lei a fost rectificat bugetul local al județului la venituri și cheltuieli conform anexei numărul 1. În conformitate cu prevederile articolului 23, aliniatul 7, din ordonanța de urgență 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul superior, cu excepția celor pentru plata salariilor și a contribuțiilor aferente pentru învățământul special și centrul de resurse și asistență educațională, pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. Față de cele menționate anterior, având în vedere sumele insuficiente alocate în județului prin ordonanță de urgență 83 de rectificare a bugetului de stat pe anul 2017, Direcția Economică Buget, prin referatul 27.725 din 21.11.2017, propune virarea sumei de 1.045.000 lei de la capitolul învățământ, articolul asistență socială, ajutoare sociale natură, la capitolul contribuții la salarizarea personalului nemedical pentru acoperirea drepturilor salariale ale persoanei necredicat în luna decembrie. În urma demersurilor întreprinse la MDRAF, a fost alocată Consiliului de Stat Dumnezeu suma de 79.000 lei în vederea derulării de planuri și regulamente de urbanism, cu această sumă reprinsă de intre bugetului local. Prin referatele de specialitate ale instituțiilor subordonate, se solicită următoarele virări de credite. Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor solicită virări de credite la bunuri și servicii în sumă de 7.000 lei. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița solicită virări de credite la bunuri și servicii în sumă de 10.000 lei. Urmarea analizei efectuate de direcția de specialitate în cadrul aparatului CIOPIU, privind obiectivele de investiții cuprinse în lista de investiții aprobată prin hotărârea de Consiliu 113/2017, deoarece nu mai pot fi încheiate contracte de lucrări până la sfârșitul anului, se propune diminuarea creditelor de angajament cu suma de 301.321.000 lei, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Bugetul instituțiilor publice finanțat
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se rectifică conform anexei la prezenta hotărâre astăzi. Spitalul de plan de urgență Târgoviște solicită bilări de credit între aliniatele titlului 1 și servicii în suma de 1.045.000 lei. Centrul Județean de Cultură propune prin referatul 2.997 bilări de credit între articole și aliniatele titlului de drept de personal în suma de 85.000 lei. Serviciul public județean Salvamont Salvasteo solicită bilări de credit la titlul 1 și servicii în suma de 7.000 lei. Serviciul public județean de alimentare cu apă solicită bilări de credit la aliniatele titlului 1 și servicii. Mulțumim, doamna director. Dacă sunt observații la proiectul de hotărâre, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi la acest proiect. Punctul 15. Diverse. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de circulație temporare pe timp de iarnă pe drumul județean DJ713, limită de Prahova, Șaua, Nicheului. Domnul Dinu. Aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, domnul și domnul consilier. În urma notificărilor recente ale Consiliului Județean Prahova și Poliției Municipiului Sinaia către constructorul lucrărilor de modernizare a 1713, Sececast SRL Bănești, vă propunem instituirea unei restricții temporare de circulație în perioada de iarnă 2017-2018 pe segmentul din acest drum cuprins între poziția kilometrică 6.030 și 8.400, exact în zona cabanei Dichiu, limita administrativă, repet, fiind la kilometru 6.030. Din acest punct de vedere, se cuvine o precizare, segmentul de drum de la cabana Dichiu și până la kilometru 16, în zona intersecției cu drumul care conduce la Complexul Național de Franță, drumul se propune fi deschis, deoarece accesul acestora, din experiența anilor trecuți, se realizează tot pe traseul DJ713. Ca variantă alternativă, așa cum obligă ordonanța de guvern 43/97, vă propunem segmentul de drum județean 714, Grod, Sanatoriu Moroni, Creșterea și segmentul de drum de legătură de la Zămoaga până la Cabana Michiu. Din punctul de vedere al direcției și instituției noastre, traseul drumului județean 714 trebuie să rămână deschis în toată perioada anului, deoarece pe traseul acestuia se regăsesc atât obiectivele de interes național, dar cât și un obiectiv de interes județean, în caz de necesitate de accesul fiind deosebit de important. Am spus că aici s-a întors mărăi împărat de păpuci, serviciile publice de interes județean, poliție, jandarmerie. Mulțumim, domnul director. Dacă sunt observații, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect de hotărâre. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui autoturism din domeniul privat al județului în patrimoniul SECE Lucrări Drumul și Podul Dâmbovița Isra, în vederea aducerii acesteia ca aport în natură la majorarea capitalului social. Doamna Stoica Dorin. Acest autoturism se prefează mai mult activității desfășurate pe SECE Lucrări Drumul și Podul Dâmbovița, sens în care ne-au solicitat să îl aducem aport la majorarea capitalului social pe care o deținem la această societate pentru a putea utiliza în special pentru suma pe care o cer. Ok. Dacă sunt observații la acest proiect de hotărâre, dacă nu sunt observații, supun aprobării noastre proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Dovedim că la că suntem operativi în adoptarea hotărârilor care privesc interesele Consiliului Județean. Vă informez că pe data de 1 decembrie la ora 10 sunteți invitați la ceremonia de semnare a acordului de înfrățire cu Raionul Căușeni, după care vom participa la festivitățile prelejuite de Ziua Națională a României. De asemenea, pe data de 30 noiembrie la ora 18, sunteți invitat la școala sau la Liceul de Arte Bălașa Doamna la concertul dedicațiilor naționale susținut de Filarmonica Muntenia
și vă informez încă de pe acum că ședința ordinară din luna decembrie va avea loc în ziua de 12 decembrie 2017. Vă mulțumesc și vă urez un sfârșit de săptămână plăcută.